Vreau să vă întreb dacă sunteți convinși că până în clipa de față Dumnezeu a fost cu noi. Îi mulțumim pentru felul minunat în care lucrează. Îi mulțumim că niciodată El nu lipsește, este ajutorul care nu lipsește niciodată nevoi. Îi mulțumim pentru că Dumnezeu a vorbit duminică și așa cum frații au spus și au mărturisit, Dumnezeu a împlinit, slăvit să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu nu întârzie niciodată în împlinirea promisiunilor Lui. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. În seara aceasta, fraților, deși timpul este înaintat, am să încerc să fiu foarte scurt și la subiect. Tot zic treaba asta și mă chinui să mai scurtez din ceea ce Dumnezeu îmi dă, dar iar am întârziat și astăzi puțin cu începutul, așa că dacă vom trece câteva minute peste, să ne fie cu iertare, așa cum e scris și în scrisoarea a treia, dacă vă mai aduceți aminte, o poezie pe care am învățat-o când eram în România. Astăzi Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt datorită faptului că ne uităm în jurul nostru și vedem câtă împotrivire este împotriva celor care caută să facă voia lui Dumnezeu. Vedem pe unii care în ghilimele sunt la loc larg și zicem, uite-te ce frumos, au adunare mare, au loc mare în care se strâng, dar problema e în felul următor, fraților. Să știți că Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, că este acolo în strâmtorare cu cel care îl strigă, cu cel care face voia lui Dumnezeu și e gata să primească tot ce Dumnezeu îi cere să facă. Și dacă vă aduceți aminte la un moment dat, și nu de aici vă citesc, dar vă dau doar un exemplu. Împăratul David, care pe vremea respectivă nu era împărat, din punct de vedere al oamenilor. Oamenii nu s-au uitat la el ca la un împărat, pentru că deși era uns de Dumnezeu prin Samuel, omul ăsta era tot prin peșteri, era tot prin câmpii, prin păduri, ascunzându-se și... Dar ascultați-mă, un lucru. El ducea bătăliile Domnului, știți lucrul acesta? Și Dumnezeu îl recunoștea ca un ostaș bun, ca un servitor bun al lui. Și vreau să vă puneți întrebarea respectivă pe care vreau să vă spun acum. Știți care? Eu cred că își punea și el întrebarea asta. Doamne, știu că ești cu mine. Să vede că ești cu mine, că văd. Dar, Doamne, dacă ești cu mine, din ce cauză am atâta opoziție? Din ce cauză să lupt atâta împotriva mea? Și mesajul din seara aceasta, care vreau să-l fac scurt, se intitulează în felul următor. Când toți sunt împotriva ta, dar adevărul este cu tine. Pentru că vreau să înțelegeți un lucru. Toți poate să fie împotriva noastră. Toți au fost împotriva Domnului Iisus Hristos. Știți lucrul acesta? Dar adevărul a fost cu El, pentru că El însuși era adevărul. Slăvit să fie Domnul. Și noi ne dorim ca acest cuvânt întrupat, Iisus Hristos, să fie cu noi și credem că este cu noi atâta timp cât noi facem voia lui Dumnezeu. Am să vă citesc câteva versete din Faptele Apostolilor, din capitolul 23, dar am să încep cu un verset mai înainte, capitolul 22, versetul 30, ca să facem o legătură. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis, te va bate Dumnezeu, perete văruit. Tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii? Cei ce stăteau lângă el i-au zis, îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis, n-am știut, fraților, că este marele preot, căci este scris, pe mai marele norodului tău să nu-l grești de rău. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor, fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdii, din învierea morților, sunt dat în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a strânit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor
S-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis: noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger? Fiindcă gâlceava creștea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. Fiți atenți la ultimul verset, e foarte important. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Până aici citirea cuvântului Dumnezeu. După cum bine ați observat, este vorba de Pavel. Dumnezeu îi vorbește, dacă vă veți uita cu doar un capitol sau două înainte, Dumnezeu îi vorbește și spune că va trebui să ajungă și până aici, până să intre în Ierusalim, va trebui să fie o mărturie pentru cei din Ierusalim, să propovăduiască Evanghelia. El ajunge în Ierusalim, dacă veți citi, cum am spus, două capitole mai înainte, în capitolul 21, începând cu versetul 17, ajunsese la Ierusalim, frații l-au primit cu bine, acolo au mers cu ei și cu Iacov și prezbiterii, s-au adunat acolo, le-au dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamului prin slujba lui. Dar după toate treburile astea, s-a întâmplat ceva. Și mai jos, începând cu versetul 27, zice că către sfârșitul celor 7 zile, vă rog să mă iertați, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărătat tot norodul și au pus mâinile pe el. Și am zice: domne, dar nu tu ai vorbit să mă duc în locul ăla? Nu tu oare mi-ai zis că va trebui să ajung acolo? Nu tu mi-ai spus ce să spun, să te mărturisesc pe tine, pentru că vreau să înțelegeți un lucru. Dumnezeu i-a vorbit lui Pavel pe drumul Damascului prima dată și după treaba asta l-a trimis într-o casă și acolo l-a trimis pe Anania. Și am ascultat promisiunea lui Dumnezeu pentru el. Vine Anania, își pune mâinile peste el și Dumnezeu vorbește lui Anania și spune: du-te în cetate, pe ulița care se numește Frumos, Frumoasă, acolo vei găsi pe unul, Saul. El se roagă acum, zice. Și zice: pune mâinile peste el să-și primească vederea, să intre ce trebuie să intre în el. Și apoi zice: îi voi spune tot ce are de suferit pentru mine. Păi noi cam avem o problemă cu treaba asta. Păi doamne, dar nu mă trimiți așa la cravată, la costum, să mă știe toți de fratele păstor, fratele prezbiter, fratele... Și noi adăugăm o sumedire de nume. Nu? Nu, nu, nu. Eu vreau să te trimit, și zice cuvântul lui Dumnezeu, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și la prima vedere zice: doamne, dar n-avem nicio șansă. Dar noi am uitat un lucru. Cu noi este păstorul minunat Iisus. Slăvit să fie Domnul. Și vreau să vă spun un lucru. El a lăsat 99, s-a dus pentru una singură și este cu noi în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Și acum, fraților, ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Pavel, fără să facă vreun rău, ajunge în fața lui cine nu trebuie. Ăștia, frații lui, ai buni și frumoși, care trebuiau să facă voia lui Dumnezeu, îl aduc în fața soborului, îl aduc în fața mai marii preoților și spune cuvântul lui Dumnezeu că acest căpitan al oastei l-a adus pe Pavel, dar nu găsea nicio vină în el. Și l-a adus și zice în versetul 30, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei. Am stat și m-am gândit la cuvântul ăsta, voia să știe bine. Ama, vreau să vă întreb ceva. De câte ori ați văzut pe cineva stând de vorbă cu cineva și persoana aia să vină și să spună lui altul: băi, zice, am auzit de cutare și așa, și zic, mă, nu-mi vine să cred ce-a făcut. Vai de el, vai șamar de capul lui. Noi ne băgăm imediat la judecăți până nu știm bine dacă e adevărat sau nu e adevărat. Și îmi place de omul ăsta, că omul ăsta e mai înțelept decât copiii lui Dumnezeu aici. Și zice: auzi, vreau să știu bine de ce l-a acuzat pe omul ăsta pentru cel părâț. Și zice că l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă. Și acum ascultați, preoții cei mai de seamă și tot soborul, apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor, zice versetul 30. Și îmi place că în versetul 1 Pavel face un lucru important. Zice că s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta.
Vă pun o întrebare. Oare din ce cauză le-a spus el lucrul ăsta? Făcea vreun sens pentru ei treaba asta? Gândiți-vă acum la dumneavoastră. Ce sens a avut ce a spus el? Până la urma urmei, ei oricum aveau de gând să-i găsească ceva nod în papură. Dar știți ce a făcut Pavel? I-a numit prima dată frați. Și-a zis, măi, noi slujim aceluiași Dumnezeu. Sau cel puțin așa ar trebui să slujim aceluiași Dumnezeu. Și acum el scoate ceva în relief, dar îmi place că omul lui Dumnezeu e înțelept. Eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Și acolo sunt niște puncte. Și eu continui acum și întreb, dar voi ați viețuit cu toată curăția cugetului vostru înaintea lui Dumnezeu până în ziua asta? Că vreau să vă spun ceva. Dacă ar fi făcut treaba aia, nu l-ar mai fi acuzat. Știți? Ascultați-mă ce vă spun. Nu există să se întâlnească doi oameni al lui Dumnezeu și să vorbească două lucruri diferite într-o biserică. Știți lucrul ăsta? Nu există. Că Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în tot adevărul, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și ne ducem câteodată, și noi, la noi aici cel puțin, voi știți foarte bine că e ceva obișnuit pentru noi, unul să înceapă cu ceva, altul să continue cu același lucru și al treilea să sfârșească cu același lucru, că e Duhul Domnului care ne călăuzește în tot adevărul, slăvit să fie Domnul. Și Pavel le atrage atenția și zice, auzi, vreau să vă spun ceva. Voi toți sunteți împotriva mea, dar eu am o problemă cu voi, pentru că eu sunt cu adevărul, adevărul e cu mine și voi trăiți în minciună. Voi, dacă ați fi frații mei, n-ați venit împotriva mea să mă aduceți tot felul de acuzații. Dacă noi am slujit același Dumnezeu, Dumnezeul căruia eu îi slujesc, v-ar fi spus că El m-a trimis să vorbesc cuvintele Lui. Și acum ascultați un lucru care este deja ieșit din comun. Versetul 2 zice că Barle, preot Anania, a poruncit celor ce să steau lângă el să lovească peste gură. Ce ziceți de treaba asta? Marele preot, auziți, eu am văzut acum recent în România un video, era la înmormântare și unul dintre gropari nu făcea ceva ce-i placă lui preot și și-o lua sutana aia și-o început să-l bată peste cap ăsta. Am stat și m-am gândit și am zis, băi omule, păi tu ești chemat să arăți adevărul, tu ești chemat să trăiești în pace, tu ești chemat, ascultați-mă, cum a fost, vă rog să-mi spuneți, care a fost calitatea numărul 1 a lui Moise? Era cel mai blând om de pe fața pământului, spune Dumnezeu. Și ăștia, domnule, am văzut mai pe altul, acum recent, vreo câteva luni în urmă, au bătut două femei. Am zis, măi, ori fi făcut alea ce ori fi făcut, dar până la urma urmei, tu n-ai ce să le bați. Că tu trebuie să fii cu Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să fie cu tine. Tu trebuie să reprezinți pe Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Acum, predică-le, dacă vrei, în ghilimele să-i bați cu cuvântul lui Dumnezeu. Îți dă Dumnezeu voie să faci treaba asta. Dar așa că o trebuie să fii înțelept. Dar nu să te apuci să scoți bastonul, să scoți sutana, să scoți șapca, să-i bați pe ăștia. Ce treabă e asta? Și acum, primul lucru care vreau să vă atrag atenția. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Eu vreau să vă întreb, în ce a fost mare? În ce a fost mare? Că nu a fost în puterea lui Dumnezeu, nu a fost în autoritatea lui Dumnezeu, nu a fost... Știți ce a avut, fraților? O a avut, dacă vreți, în Iron Fist, cum zice americanul. A avut un pumn de fier. Și toți i-au purtat de frică. Ascultați-mă ce vă spun. Singura frică pe care s-o aveți să fie de Dumnezeu. De oameni să nu vă temeți niciodată, că îmi place diferența. Știți? Ăștia când l-au văzut repede să-i deie cinste lui marele preot Anania și zice cuvântul lui Dumnezeu, atunci Pavel i-a zis, te va bate Dumnezeu perete văruit, tu șezi să mă judești după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii? Când alte cuvinte, măi omule, păi tu care îl reprezinți pe Dumnezeu, astfel de lucru faci tu? V-am spus de atâtea ori că am știut atâtea lucruri despre unii care se băteau cu cărămida în piept că ei sunt copiii lui Dumnezeu, că ei fac slujba lui Dumnezeu. Și când s-au aflat niște lucruri care le-au făcut, ce s-a întâmplat? O trebuie să-i spunem și noi la fel, mă, perete văruit. Adică, ascultați-mă, vreau să vă dau acum un exemplu ca să înțelegeți la ce mă refer. Eram în România și făceam tinichigerie și mecanică auto. Aveam un atelier acolo, nu eram eu așa de mare, dar erau alții care erau mai buni ca mine și cu experiență mai mare și cu atelier mai mare. Și eu mă duceam acolo și lucram pe gratis.
ca să fur meserie, știți? Că așa românul zice că meseria nu se învață să fură. Și eu mă duceam acolo și stăteam și lucram. Și într-o zi vine unul cu o mașină, și acum ascultați, aproape strigător la cer. Ăsta care la care o veni să-i facă mașina, era fratele lui cel mai mare proprietar de autoservice și tinechigerie din la noi, din oraș. Și ăla avea toate contractele cu asigurarea, fratele lui ăla. Și acum unul vine cu o mașină reparată de frate, știți, prin asigurare, și vine la ăsta și zice, măi, uite-te ce se întâmplă, uite așa, băi, îmi crapă vopseaua, mi se... Și acum ascultați-mă, frate-sul ăsta care îl cunoștea pe fratele ălalt, zice, ia vino puțin până la mine. O luat-o un ciocan și s-a dus la aripa din spate, jos, și a dat un ciocan la aripa aia. Eu nu vă exagerez ce vă spun. Vreo 2 kilograme de chit o căzut de pe aripa aia jos. Și a rămas așa o adâncitură mare. Ea nu mai îndrepta nimic. Eu aruncat, știți, ca și zidarul care te întreabă, auzi, cum vrei, cu zgrumțuri sau cum vrei să-ți fie zidăria? Cam așa au făcut ăștia, fraților. Și am vreau să vă spun din ce cauză s-a întâmplat treaba asta. Ăsta, frate-su, știa că a lucrat înainte pentru frate-su la mare și o știut mașina, o știut ce a fost făcut. Ei, cam același lucru spune Pavel. Auzi, mă, eu te cunosc, mă, cine ești, mă. Tu ești ăla diferit de cum te dai tu. Tu te dai mare de preot, dar tu ești doar un perete văruit. Dacă zgârii puțin în spatele tău, numai mucegai, numai ce nu trebuie. Și... îi vorbește Pavel urât și acum zice că cei ce stăteau lângă el au zis, îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și acum ascultați, și Pavel a zis, n-am știut, fraților, încă o dată îi lovește, că este marele preot, căci este scris pe mai marele rodului tău să nu-l grăiești de rău. I-am tâlcuit ceva la soția mea și i-am spus că Domnul m-a învățat în șaur treaba asta, ce vă spun acum. Am o întrebare pentru voi. Vă rog să-mi răspundeți. O știut Pavel sau nu știu că e mai marele preot? Și dacă l-o știu, de ce eu vorbit așa? Că la prima vedere zici că e o minciună, nu? Zici, băi, n-am știut. Zice, el zice, n-am știut că ești tu. Iartă-mă, că zice, ai scris să nu vorbești împotriva mai marelui norodul, pe mai marele norodului tău și să nu-l grăiești de rău. Și totuși, de ce eu spus așa? Hai să vă spun din ce cauză. Pentru că un preot al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu adevărat, nu se poartă așa. Și Pavel i-a zis, mă, după purtarea ta, nu ești preot. N-am avut de unde să știu că ai dat dovadă că ești golan. Iertați-mă că vorbesc așa de astea adevărat. Ai dat dovadă că ești golan. Păi numai ăștia-s cu bătaia. Numai ăștia-s cu ce nu trebuie. Copiii lui Dumnezeu. Ascultați-mă, chiar atunci când toți sunt împotriva lor, adevărul este de partea lor. Și omul ăsta o știut un singur lucru și a zis, auzi, voi veniți împotriva mea, dar voi degeaba veniți toți împotriva mea, căci cu mine este Domnul oștirilor. El m-a chemat în lucrare și acum ascultați-mă, el avea promisiuni din partea lui Dumnezeu, știți? Și a zis, băi, tu va trebui să mergi, nu se pot ăștia atinge de tine oricum, ei, că bat trupul, că să ting de tine și fac ce nu trebuie să facă vis-a-vis de trupul tău, va trebui să suferi, că ți-am spus de la început. Va trebui să afli tot ce ai de suferit pentru mine. Am vreau să vă atrag atenția la un lucru. Ascultați-mă. Ca să apărați adevărurile lui Hristos, o să trebuiască să luați bătaie. Și alegerea este a dumneavoastră. Hristos nu vă obligă. Pentru că Pavel avea aici așa o... zicea, fraților, sunt împreună cu voi. Vă dau acum încă un exemplu ca să mă înțeleg. Îmi plac exemple din viața noastră personală. La Revoluție, știți bine ce s-a întâmplat, nu? La un moment dat a venit tot orașul la noi. Bunica mea a avut casa lângă poliție. Ne despărțea doar o casă de poliție. Și eu am tăiat stema de la 2 steaguri și am ieșit pe zidul de la ăsta cu steagurile. Și ori venit la un moment dat puzdire de oameni tot orașul. Și acum ascultați-mă, am avut o sumedenie de țigani în oraș care au avut tot felul de cazier, știți? Ori bătut, ori făcut ce nu trebuie. Și ăștia au avut acum tot interesul să facă praf secția de poliție, să nu se mai știe absolut nimic. Acolo erau ținute toate documentele. Și au venit și când au venit, o striga și au zis, băi, care ieșiți afară cu noi, nu vă facem nimic. Și unul dintre polițiști a fost mai înțelept ca și ceilalți. Și au zis, bă, de ce să iau eu bătaie, aiurea?
Și a ieșit afară, o sări gardul, că ăștia au închis. Ori pus lacătul pe poartă, nu ieșea nimeni. Și comandantul de post, ăla știți, s-a temut, a zis, băi, dacă Ceaușescu nu-i dat jos, ăștia mă omoară. Și unul a sărit gardul, polițist, și știți ce a făcut? O striga și a zis, fraților, eu sunt cu voi! L-au luat ăștia pe brațe, ori striga de bucurie. Comandantul postului, fraților, nu a ieșit afară. O rămas singurul, ăștia ori tăiat lacătul, până la urmă, ori intrat înăuntru. L-au bătut până l-au băgat în comă. L-au dus după aia pe brațe și-au trecut așa pe brațe până în mulțime în partea alaltă și s-au dus și au trebuit să fie dus la spital. Ascultați-mă ce vă spun. Noi n-avem ce să facem pace cu așa zis și frații ai noștri care nu slujesc pe Dumnezeu cum trebuie. Noi trebuie să le spunem adevărul și acum ascultați-mă din ce cauză. L-a trimis Dumnezeu pe Pavel până la Ierusalim să îi cocoloșească și să-i mângâie pe spate și să zică, fraților, sunt împreună și eu cu voi, ce minunat, ne bucurăm. Nu, a zis, băi, dacă noi am fi frați și voi și eu a sluji același Dumnezeu, dar voi nu slujiți Dumnezeule adevărat, eu slujesc. Și am fost trimis cu un mesaj pentru voi. Și acum zice cuvântul lui Dumnezeu că Pavel, în versetul 6, mă duc repede, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, era alta farisei, a strigat în plin sobor. Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdii, din învierea morților, sunt dat în judecată. Ați fost vreodată, fraților, într-o adunare? Acum ascultați-mă. Iertați-mă, eu vorbesc despre adunarea Domnului, că zice cuvântul, unii mă judecă și zice, bă, ce tot vorbești de pocăiți? De ce nu vorbești să se pocăiască oamenii? Ascultați-mă, v-am mai spus și vă spun, de nu ne pocăim, noi nu se pocăiește nimeni. Că spune cuvântul lui Dumnezeu că judecata va începe de la casa Domnului. E scris în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cine a venit Hristos, fraților? Pentru aia din lume sau pentru noi? Pentru noi au venit prima dată, ci că l-au venit la ei săi și ai să nu l-au primit. De asta o beneficia și beneficiem și noi în ziua de astăzi, că nu l-au ascultat poporul lui. Și-o trăit să vină la noi, la neamuri. Și slăvit să fie Domnul pentru lucrul ăsta. Și acum, fraților, vă întreb, ați fost în vreo adunare care la prima vedere, fraților, la prima vedere, vai ce bine stau lucrurile. Și când spui ceva, afli de fapt că îți două, trei, cinci, șapte partide, nici nu știi câte sunt. M-a sunat cineva anul trecut, dintr-un alt stat, și zice către mine, frate, te rog, roagă-te pentru mine, am o cauză înaintea lui, dar nu spune ce și cum. Și eu mă rog, și când mă rog, fraților, îmi arată Dumnezeu două lucruri. Ascultați-mă. Un cerc, care la prima vedere părea că e dintr-o bucată, dar era secționat pe mijloc. Și îmi zice Dumnezeu, adunarea e împărțită două și el cu celălalt păstor nu se înțeleg. Și a zis Dumnezeu, niciodată cei doi nu vor putea să fie împreună, nu vor lucra împreună și cele două părți ale adunării nu se vor uni niciodată. Eu l-am sunat înapoi și am spus, nu mă mai sună înapoi. S-a supărat pe mine. Ce vei? El dăjduia că o va rămâne și o să poată să ia el de la celălalt păstor conducerea. Și Dumnezeu a zis, nici cele două părți ale adunării și nici cele doi păstori nu vor fi niciodată împreună. Vreau să vă spun ceva. Cuvântul Domnului s-a împlinit cu da și amin. În ziua de astăzi este păstor în altă parte și adunarea a fost dată la altcineva și nu știu să vă spun câtă vreme vor fi împreună. Pentru că, ascultați-mă, numai Dumnezeu știe să pune lucrurile împreună. Dar acum vreau să vă spun ceva. În momentul în care noi facem voia lui Dumnezeu așa cum este ea scrisă în cuvântul lui Dumnezeu și cum îi se cere, nu există că eu sunt de o părere și voi sunteți de alta. Și ascultați, omul ăsta, știți ce a făcut? Omul ăsta a spus un singur cuvânt, zice, fraților, și eu sunt saduche, și eu sunt fariseu ca și voi. O trecut de partea cuiva. Știți ce s-a întâmplat? S-au apucat ăștia la hărmălaie, la bătaie. Dintr-o dată i-au expus pentru cine erau ei, de fapt. Că nu erau cum trebuie. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că a zis, când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Na, vă întrebe pe voi, pe cine slujeau ei? Slujeau pe Dumnezeu? Păi fraților, cine dezbină? Satan. Și Dumnezeu pune lucrurile împreună. Și Pavel le dovedește încă o dată, măi, voi toți sunteți împotriva mea, dar cu mine e adevărul. Și eu vă spun un lucru, voi sunteți împreună, dar sunteți despărțiți. Pentru că ascultați-mă ce vă spun. Cei doi vor fi un singur trup, numai când în mijlocul lor este Hristos. Când în mijlocul poporului este Hristos, adunarea este împreună. Pentru că dacă vă duceți în fapte, scrie cuvântul lui Dumnezeu că toți erau în același loc.
Aveau același gând, aveau aceeași cerință, nu-i interesa nimic altceva decât să fie proslăvit Iisus Hristos în mijlocul lor. Și în momentul în care lucrurile se puneau împreună după cuvântul lui Dumnezeu, atunci s-a coborât, zice cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, și-o boteza pe toți cei care erau acolo. Ne punem întrebarea și zicem, Doamne, din ce cauză nu se mai întâmplă? Din cauza că suntem împărțiți, din cauza că suntem dezbinați, din cauza că nu mai facem voia lui Dumnezeu. Și am să vă spun acum un lucru. Din ce cauză mulțimile mergeau după Hristos? Din ce cauză? Pentru că ceea ce vorbea, făcea. Pentru că ceea ce spunea, se împlinea. Pentru că rostea cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu prindea viață. Eu vreau să vă întreb pe voi. Dacă femeia cu sânge, cu scurgere de sânge mergea și se atingea de Hristos și nu se întâmpla nimic, ce ziceți că se întâmpla? Dar Hristos s-a întors și a zis, cine s-a atins de mine? Și ucenicii au zis, Doamne, cum poți să întrebi astfel de întrebare? Mulțimea te îmbunzește și tu întrebi. Și a spus, nu! Din mine a ieșit o putere. Și zice că femeia rușinată s-a apropiat și a zis, eu sunt. Și Hristos i-a spus, fică, credința ta te-a mântuit. Vreau să vă spun un lucru, după lege, femeia era necurată, n-avea ce să se atingă de Hristos. Și Hristos îi spune, știi ce? Pentru că n-ai băgat de seamă la lege, ci ai trecut la har. Harul te-a mântuit. Ai crezut în ce trebuia să crezi. Nu mai crede în lege, crede în ceea ce este adevărat. Hristos, Iisus Hristos este viața, Iisus Hristos este vindecarea, Iisus Hristos este mântuirea. Nu există altceva. Și spune cuvântul Dumnezeu că s-a făcut o mare zarbă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis, noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger, ascultați, mai există câte unul mai răsărit. Noi aici avem experiență. Să mai trezește unul și zice, băi, fraților, da, dacă cumva facem o prostie și nu... Și anul se ridică, băi, lasă-mă că știm noi, mă! Mă cunoaștem noi, mă! De 42 de ani tot cunoști, nu se întâmplă absolut nimic. Și vine Dumnezeu, ascultați-mă, trimite Dumnezeu un om al lui. Îl trimite pe Pavel în mijlocul lor. În loc să zică, băi, o trimis Domnul să rezolve problema. Ce fac ei? Ascultați. Fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. Ce har în biserica asta, fraților! Auziți? Un har deosebit, mă! Să rupă pe cineva în bucăți. O veni puterea lui Dumnezeu peste ei și gata, frate, să rupă pe omul ăsta în bucăți. Mai vreau să vă întreb pe voi, cu cine era Hristos și cu cine era diavolul? Unul singur, așa-i? Toți erau împotriva lui și era un singur om, dar cu adevărul de partea lui. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, și acum mă opresc rapid, nu vă mai țin, vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Știți că mie îmi place să vă mai fac să zâmbiți așa. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 11, zice, în noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis, cum ai îndrăznit, Pavel, să te atingi de marele preot al meu? Așa au spus? Păi de ce nu a spus așa? Că doar până la urma urmei, ăla a fost marele preot, nu? Și asta, hai să ne ducem înapoi. Să vedeți ce spune. Ascultați, zice, îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Eu vă întreb pe voi, au fost marele preot al lui Dumnezeu? Nici vorbă. Și uitați ce spune Dumnezeu, hai să citim așa cum este scris. Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis, îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Traducere. Îndrăznește, Pavele, curaj, găină, că te tai. Traducere. Auzi, Pavele, așa cum ai luat peste gură în Ierusalim, așa s-ar putea să ieși în Roma. Așa cum o să se ridice împotriva ta, cum s-au ridicat în Ierusalim, așa se vor ridica și în Roma. Dar ascultă, tu ai făcut cel mai important lucru dintre toți, că vedeți, Dumnezeu nu vorbește despre ei. Dumnezeu spune, îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim. Vreau să vă întreb, ce mărturisește înaintea oamenilor credința cu adevărat în Dumnezeu? Hristos a vorbit și a vorbit și a făcut semne, dar la urmă a trebuit dat un test. Știți care a fost testul? Te duci până la capăt? Mergi până la capăt? Că vreau să vă spun ceva.
Degeaba diluiești cu cineva la dealer să cumpere o mașină, ai și bani în bancă, ai și absolut tot și la sfârșit you checking out, cum zice americanul. La sfârșit zici, bă, nu mai, e prea complicat, nu mă mai duc până la capăt și ai rămas cu bani în bancă și fără mașină, n-ai făcut absolut nimic. Ascultă-mă, Hristos te cheamă să te duci până la capăt. Și Hristos vrea să te trimită nu numai la Ierusalim, vrea să te trimită și la Roma. Și nu vrea să te trimită numai la Roma, ci vrea să te trimită și în partea altă. Și dacă trebuie să mergi până în București, și dacă trebuie să mergi până în Asia de Sud, și dacă trebuie să mergi până la capătul pământului, va trebui să mergi și să aperi interesele lui Hristos. Și o să zici, din ce cauză? Pentru că ești trimis ca reprezentant al lui Hristos. Și știți ce-mi place? Știți ce-mi place? Hristos nu minte niciodată. Și zice în felul următor, traducere. Auzi, Pavel îndrăznește că o să iei bătaie din nou. Îți place, nu-ți place? Asta este calea. Dar vreau să înțelegi un lucru. Tu ești chemat să mărturisești despre mine prin tenacitatea ta. Prin faptul că tu reziști la ceea ce vine înaintea ta. Fraților, ascultați-mă. Dacă noi facem pact cu diavolul, putem să fim noi plăcuți de Tatăl nostru care este în ceruri? Vreau să vă mai întreb ceva acum un lucru. Că voi o să, unul o să se uite ciudat la mine când spun treaba asta. Putea să facă Hristos pact cu diavolul? Putea? Păi când a fost ispitit, nu l-a luat și a zis, uite, asta, închină-te mie, îți dau tot. Putea? Da. Dar a ales să facă voia celui care l-a trimis. Și ascultați-mă ce vă spun. Voia celui care ne-a trimis va costa și s-ar putea să ne coste și viața. Pe omul ăsta l-a costat până la urmă viața. Dar un lucru știu sigur, 100%. La sfârșit este moartea trupului, dar este înviere în Iisus Hristos în prezența lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu se întâmplă decât dacă noi rămânem până la sfârșit încredințați, ascultători și împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Altfel nu se întâmplă lucrurile astea. Și îmi place cuvântul lui Dumnezeu care îi spune un lucru important. De ce i-a spus îndrăznește, Pavele? De ce i-a spus îndrăznește, Pavele? Hai să vă spun în ce cauză. Că era om ca și noi. Și-a venit gândul și-a zis, băi, Pavele, păi mă, dar n-ai fost tu bine înainte, mă? Când aveai tu cu tine toate scrisorile de la mai mari preoților, când aveai tu cu tine căței tăi la care tu numai strigai și dădeai și așa săriau ăia pe ăia, bă, tu numai trebuia să stai. Eu vă întreb pe voi, că scrieți cuvântul lui Dumnezeu, când Ștefan a fost omorât cu pietre, unde a fost Pavel? Le păzea hainele. Stătea la o parte și s-a tras puțin la o parte și a zis, băi, eu nu vreau să mă pătesc de sânge, că ăștia când lovesc acum cu pietre în binecuvântat cu Ștefan, o să sară sânge. O avut căței. O avut, așa-i? Ascultați-mă, Dumnezeu are slujitori, nu căței. Dumnezeu are slujitori pe care îi trimite să facă voia Lui. Și vreau să vă spun un lucru, veți fi îmbrânciți, veți fi scuipați, veți fi vorbiți de rău, veți fi acuzați, să vă spune tot felul de lucruri neadevărate despre voi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, bucurați-vă! Căci numele voastre sunt scrise în cartea cerurilor, slăviți să fie în cartea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Vreți lucrul acesta? Dacă vreți lucrul acesta, să știți un lucru, calea aceasta este plină de încercări, ea nevoioasă, vi se va spune tot felul de lucruri ciudate. Dar pe mine nu mă interesează treaba asta. Pe mine mă interesează că în final va veni o voce, singura voce adevărată, care mă va chema și mă va răsplăti pentru tot ce am suferit pentru Hristos. Pentru că vreau să vă spun un lucru, cu mine a fost, este și va rămâne adevărul curat al lui Dumnezeu care este Iisus Hristos. Și Iisus Hristos te va scoate din orice primejde, din orice necaz, din orice încercare, pentru că ai ales să-L slujești așa cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta am o întrebare pentru tine și pentru mine. Cu cine ești? De partea cui ești? Când stau toți împotriva ta, ascultați-mă ce vă spun, aici nu a fost o parte, aici au fost toți împotriva Lui. Și Dumnezeu vine și spune, îndrăznește, Pavele, că eu îți dau biruință. Îndrăznește, Pavele, că eu te scot din mâinile lor, te bag în mâinile lor alții, dar te scot din mâinile lor ăștia. Îndrăznește, Pavele, căci eu sunt cu tine. Vei merge într-o călătorie mai lungă, vei ajunge și acolo, acolo de nou se va întâmpla ce nu trebuie și nu-ți place ție să se întâmple. Că știți ce se întâmplă, fraților? Noi vrem să ni se întâmple tot ce ne place nouă. Așa de frumos dacă ne-ar primi cineva. Fac o paranteză.
M-am dus odată într-un alt, am fost într-un alt stat, am fost invitat la o ordinare acolo. Și când am ajuns acolo, a venit păstorul de acolo și s-a uitat la mine: fraților, vă mărturisesc înaintea Domnului, nu vă spun lucruri care nu sunt adevărate. Soția a fost cu mine. A venit ăla și s-a uitat așa cu atitudine către mine, așa făcea către mine. Așa, o înfumurare, Domnule, a zis: Domnule, dar ce ei o ieșit din casă domnească, o ieșit din împalat, împărătesc, ce? Și vine unul la mine și zice către mine: îl vezi pe ăsta? Zic: da, îl văd. Mă zice: ăsta e păstor peste ăștia de aici. Zic: Domnul să-l binecuvânteze. Dar zic: de ce așa de păun? Ce cu el de are așa coada stufoasă ca păunului? De ce să... Zice: băi, tu știi câți bani le ia ăsta lui ăștia să-i păstorească? Eu am zis, băi, m-am uitat la ăștia și am zis: băi, eu nu i-aș plăti nici măcar, eu i-aș cer banii înapoi și aș spune să-mi dea și dobândă la atitudinea care o are. Fraților, ascultați-mă ce vă spun. Hristos n-a venit să-i slujească, ci să slujească. Hristos a venit să dea absolut tot. Hristos a venit să moară pentru noi, să-și dea viața în final, dar la urmă să vadă o sămânță de oameni binecuvântați, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara asta e o întrebare pentru tine și pentru mine. Îți trebuie mulțimea, aprobarea mulțimii, sau îți trebuie ca singurul adevăr să fie împreună cu tine și Dumnezeu să-ți dea biruință? Pentru că acum mă opresc spunându-ți un lucru important. Am spus soție ceva. Că astăzi o zis către mine soția, o zis, zice: Ovidiu, ce faci dacă rămâi singur? Că Dumnezeu ți-a spus că există șansa să rămâi singur. Și astăzi, știți ce am răspuns? Și am zis: eu îmi voi duce slujba la îndeplinire, pentru că ascultați-mă, de voi rămâne singur, voi rămâne singura mărturie adevărată care s-a luptat împotriva corupției din poporul lui Dumnezeu. Ascultați-mă! Și într-o zi Dumnezeu se va folosi de mărturia mea să-i judece pe alții. Știți lucrul ăsta? Ascultă-mă! Dumnezeu te va răsplăti! Că o să zic că știi ce? Eu te-am trimis ca pe Ezechiel. Fiul omului, tu să rostești cuvântul care este din gura mea, că te vor asculta sau nu, nu-i treaba ta. Dar tu trebuie să rostești adevăr, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta vă spun atât: eu nu aleg mulțimea, eu aleg pe Hristos. Și când aleg pe Hristos, am mulțimea de partea mea. Pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu că în ziua aceea o mare gloată va veni, știți? O mare gloată. Și vreau să vă spun un lucru. Marea gloată va fi de partea lui Hristos. Dar va fi și o altă gloată care va fi aruncată afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo spune că viermele nu moare și focul nu se stinge. Eu nu vreau să ajung acolo, nu știu voi unde vreți să ajungeți. Eu vreau să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Mă costă, mă taie, mă face în bucăți, nu mă interesează. Hristos este cu mine. Adevărul lui Hristos va rămâne pentru mine absolut și voi apăra până în ultima clipă. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Și rugăciunea aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne va da putere să mergem până la sfârșit. Fraților, calea este grea, calea este anevoioasă. N-am să vă spun și să vă spun că e plină cu vată de zahăr. Și o să vă spun că o să fie atât de frumos, o să mergeți numai în lumină. Ascultați-mă ce vă spun. Creștinul adevărat, el este lumină în întuneric. Ceea ce înseamnă că va merge numai prin întuneric. Dar va trebui să lumineze ca ziua în amiaza mare. Asta este chemarea la care ne-a chemat Hristos. Nu să fim împreună cu mulți care merg înspre pierzare, ci să fim unici, singuri, care merg înspre Dumnezeu, loviți, bătuți, dar ținuți standardul adevărului Hristos tare în mână. Amin. Și dacă nu vom vedea roade, pentru că nu vor să se pocăiască, vom primi din mâna lui Dumnezeu răsplată, pentru că l-am reprezentat până în ultima clipă. Și pentru mine mai mare răsplată nu există. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, îți mulțumesc că îmi dai putere să rămân, Doamne, în locul în care m-ai așezat. Îmi dai putere să rămân, Doamne, în lumină. Îmi dai putere să am o mărturie vie. Îmi dai putere să spun adevărul, pentru că am venit să fac voia ta, voia celui care m-a trimis. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.